În legătură cu atentatul de la aeroportul Atatürk din Istanbul, Guvernul României condamnă în termenii cei mai fermi atacul terorist care a avut loc în cursul serii de 28 iunie pe aeroportul Atatürk din Istanbul, soldatul numeroase victime. Din datele primite de la autoritățile din Turcia, cât și din datele primite prin rețeaua consulară europeană, nu există până în acest moment cetățeni români victime ale atentatului. Venim la cel